Bună ziua la toți! Astăzi am hotărât să vă arăt cum facem noi arancini. Ingrediente care sunt importante, ingredientele care sunt pentru arancini sunt ceapă cu usturoi, un morcov dat prin răzătoarea mică, frunze de țelină, o frunză de dafin, un pic de cuișoare, praf, mazăre, un pahar de vin alb sau roze, concentrat de roșii, suc de roșii, sare, piper și carne tocată. Pentru orez, toate acestea sunt pentru ragu care, cu care se umplu arancinii. Separat facem orezul, preparăm orezul de care avem nevoie de jumătate de kilogram de orez, 125 de grame de unt, 2 concentrate de legume am pus, zafăranul sau șofran, cum se cheamă în românește. Un litru de acqua. Un litru de acqua per un litru de apă pentru orez, pentru fierberea orezului. Îl preparăm, îl lăsăm să se răcească, iar apoi facem arancini umpluți cu ragu care va fi făcut. Ecco, oggi facciamo gli arancini. Io lo dico solo in italiano perché tanto poi verrà tutto spiegato in rumeno, ok? A dopo. Revenim cu partea a doua. Orezul este deja răcit. Aici avem ingredientele. Ragu, am făcut un pic de ouă, le-am bătut pentru a da arancinii prin ou, apoi prin pesmet. Avem brânza. Acum începem procesul. Acum punem ragu, brânză și completăm cu orez. Iar acum arancini. Îi trecem prin ou. Apoi prin pesmet. Și îi lăsăm. Punem într-o tavă și continuăm. Aceștia sunt arancinii care au ieșit. Urmează să îi punem la copt într-o oală cu ulei fierbinte. Punem uleiul. Așteptăm să se încălzească, practic să înceapă fierbinte. Iar când uleiul este fierbinte, punem arancinii. Uleiul este fierbinte. Acum le punem la prăjit. Iată și produsul final, arancinii fripți, numai bun de mâncat. Poftă!